Liderii mișcării populare din Bănie au avut oaspeți de la capitală la sfârșit de săptămână. Ca să-și arate ospitalitatea, oltenii nu au lăsat musafirii să plece fără daruri care să le amintească de cetatea banilor. Așa se face că Elena Udrea a primit ceea ce îi place mai mult, o geantă. Și nu una oarecare, ci una din papură împletită. Poșeta oltenească nu i-a fost oferită goală, ci plină cu fire de praz. Elena Udrea spune că mai are în colecția proprie o paporniță, dar una în plus nu prisosește. Spuneți-ne dacă v-a plăcut geanta papornică. Am mai avut una acasă de la Băilești și am avut succes și atunci cu ea și acum și vreau să vă spun că o folosesc la piață. Acum o să am două, o să-mi fac cumpărăturile. Vine acum primăvara, vine Loboda, vine Ștevia, așa că o să am cu ce merge la piață să fac chiar senzație. Ce o să faceți cu prazul din ea? Prazul eventual îl dau mamei să-l gătească, pentru că nu mă pricep să fac mâncare de praz cu măsline, însă mănânc atunci când cineva face mâncare de praz cu măsline și eventual și cu mărigă rece, mănânc cu plăcere. Elena Udrea a participat sâmbătă la Craiova la o întâlnire regională cu membrii Partidului Mișcarea Populară din Oltenia.